Dragii mei, și iată ne ajungi în mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos. Ce înseamnă Pantocrator? Înseamnă toate creator. Pantocrator numim noi icona aceea din biserică, din cupolă, care ne privește de sus. Iată și aici se fac lucrări. Muncitorii au plecat, dar se văd doar materialele de construcție și utilajele. Să intrăm în Sfânta Mănăstire. Iubiții mei, Pantocrator este singura mănăstire care nu are stareț. Într-o noapte la o slujbă, părintele care era de rând a auzit o voce împreună cu călugării din toată biserica care a zis: Părinte, grăbește-te că starețul trebuie să plece la Domnul. Părintele a crezut că îi se pare. Mai târziu, din nou a auzit această voce. Era vocea Maicii Domnului, care venise cu Sfântul Arhanghel Mihail să ia sufletul părintelui stareț. Părinte, grăbește-te, ți-am spus. Și după aceasta, părintele s-a grăbit, a mers la chilie și a mers și l-a împărtășit pe părintele stareț. De atunci, mănăstirea nu are stareț. Stareță este socotită, considerată măicuța Domnului. Această icoană se află atunci în altar, iar acum este în biserică. Tot aici, în biserica Sfintei Mănăstiri, se află o icoană a Sfântului Gheorghe, făcătoare de minuni. Această icoană a Sfântului Gheorghe era în chilia doi pusnici, nu departe de acest loc. Părinții au plecat să-și facă cumpărături și când s-au întors, au găsit în casă doi tineri. Aceștia veniseră să fure. Plângeau și le-au spus părinților: vă rugăm să ne iertați că am venit să furăm. Păi ce căutați voi aici? Ce-i cu voi aici? Cine v-a închis ușa? Cine v-a încuiat aici? Păi un tânăr călugăr ne-a primit înăuntru, ne-a descuiat ușa și apoi a încuiat-o. Și de atunci am rămas lipiți de scaune. Și când s-au uitat spre icoana Sfântului Gheorghe, au zis: iată, așa arăta tânărul care ne-a dat drumul, care ne-a încuiat aici. Și atunci au făcut cruce peste ei, i-au binecuvântat și le-au dat drumul să plece. I-au iertat. De atunci icoana se află în biserica Sfintei Mănăstiri Pantocrator. Slavă lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.